Ia mă! Andreea Bosnică vs. Dariel Red. Eu sunt Iliuha Bro și o să încep acest video prin faptul că declar război la câțiva oameni din România. Voi ați atacat o fată de la noi din Moldova. Război la câțiva oameni din România. Voi ați atacat o fată de la noi din Moldova și noi ne-ați tolerăm asta sub niște... Marușchi cu 50 de cărămizi! Hai să umplem chat-ul cu WOțelul Galați. WOțelul Galați. În chat, mersi frumos, man, de 50 de cărămizi, te pup, bro, mersi mult. Nici o formă și sub niciun pretext. Auzi, mă, ușor pe candor. Ia, mă, Colea. Ce zice? Nu înțeleg, mi-a vorba despre Andreea Bostănică și despre valul de hate care s-a încercat de aruncat acum în direcția ei. Noi să-l căznim pe acest om mizerabil împreună. Coai, poza asta e făcută cu AI, uite-te la gură, frate, ești de body făcută cu AI din videoclipul lui Ducky. E din videoclipul lui Ducky de pe TikTok, frate. E din videoclipul lui Ducky de pe TikTok poza asta, bă! Stai că-ți și arăt videoclipul. Îți și arăt videoclipul, frate. Stai așa un pic. Bă, omul nou, nici măcar să intre pe Instagram să-mi iau o poză nu știut. Stați așa. Că aici trebuie să fie. Aici trebuie să fie. One sec, one sec, one sec. Ha, mă, unde îi? Uite-l! Numele meu este adevăratul roșu, iar eu am pus laxative în prăjiturile lui băiatul jucăuș Carti. Bro! Omul meu a luat o poză făcută cu... Uite! Numele meu este adevăratul roșu, iar băiatul jucăuș Carti m-a ținut într-o cușcă. Acum câteva zile făceam live de la Casa Opium când dintr-o dată năzdrăvanul Carti intrase peste mine și mi-a spus că vrea să-mi arate ceva în subsol. În subsol se... Na. Unul cu voi, ca să înțelegeți din și el că tot conflictul este anul și ce se întâmplă lucrurile astea mai puțin frumoase în adresa lui Andreea Bostănică. Uitați-vă, România este o țară extrem de frumoasă. România este o țară foarte bogată, cu oameni frumoși, cu oameni civilizați. Ce legătură are asta cu țara? Ce legătură are tot conflictul cu Andreea Bostănică cu țara? What? N-are nicio legătură. Nimeni nu a zis nimic de moldoveni. Mie-mi plac moldovenii, sunt oameni, what? Nimeni nu a zis nimic de țară, niciodată. Cu oameni pe care eu îi iubesc și îi respect. Fiecare din acești oameni încearcă să trăiască o viață mai bună, pozitivă, depun efort în fiecare zi ca să se bucure de o viață mai bogată și mai prosperă. Din păcate, mai există și niște oameni puturoși. E o mică categorie, că nu sunt. E o foarte mică categorie de oameni puturoși care sunt pe YouTube și care vorbesc lucruri urâte și murdare și care aș fi pedepsiți amarnic în clipele ce urmează. Toată lumea crede că are dreptul și are cumva libertatea asteană să vorbească în adresa lui Andreea Bostănică. Puturos, frate, bă, nu știu dacă sunt puturos, miros a parfum, a inițio, side effect, by the way. Te și vor ei. Grupa asta micuță de oameni s-au adunat și au început a face tăzi videoclipul și să-i sară în cap, pentru că cumva Andreea Bostănică s-a exprimat într-un fel sau altul și a spus că dar nu mă interesează, nu contează văpșe ce a spus ea. Serios, aici văpșe ăsta e ultimul lucru și contează cuvintele care le-a spus ea. Contează că e derbedeul acesta. S-ai spălat azi de două ori chiar. Doamne, mă iert. Specimenul acesta de om, el a creat un video în care și-a manifestat disconfortul față de Andreea Bostănică și în care a pus un titlu clar acolo, așa că Andreea Bostănică trebuie să te oprit și chestiile astea. Am făcut că vreau să vă arăt unde este problema cu fata asta. În urmă la clipul acela, alți oameni au crezut că e normal și e posibil să poți scrie lucruri murdare în adresa lui Andreea Bostănică. Tătă valnau asta de copilaș care lipsă. Da, ai văzut videoclipul, brother? Ai văzut videoclipul? Ai auzit ce am zis? Lipsiți de o gândire critică și lipsiți de o logică. S-au luat după capul omul. Bă, Dragoș, pe mine chiar miroase incredibil de bine. Sincer, nu simt mirosul ăla în interior. Dar da, pe fiecare miroase diferit, fiecare are pH diferit, frate, la piele, știi? Mie chiar îmi place, chiar foarte mulțumit. Are pe un live de el. Cine este omul acesta? Din și el cătuit omul acesta. Că să înțelegi, este un om care... Da, asta e frumos la parfumuri. Pe fiecare miroase diferit. Maruschi, te pup, bro, mersi frumos. Mersi frumos. Ce dracu are cu aici asta? Bă, hai, mene, auzi, mă, pe ăsta, mă, frate, ești nebun că declar război. O să fiu pedepsit amarnic pentru ce am făcut. Declar război. Declar război. Nu spălați, adică inhalează zi la zi. Maruschi, te pup, bro, mersi frumos încă o dată de donații.
Na hell na, bro. Mi-a dat bulică fumez. De ce mi-a dat bulică fumez? Bebiere. La două. Cerbuli. Nu, no, mă, frate, my bad, bro. My bad că beau și o bere, ești nebun. Să mă simt bine cu oamenii ăștia pe chat. My bad. Sângele, crede că îi va da mesaj Andreea Bosnică după videoclipul ăsta că o apără. Hai să vedem ce zice. Stai așa. Toți strezești și își urinează ultimele celule creierale. Și acum omul... Ce-o zis? A doua zi strezești și își urinează ultimele celule creierale. A doua zi mă trezești și îmi urinez ultimele celule creierale. The fuck is o celulă creierală? Și acum omul acesta a pornit un val de hate în adresa ei, ea fiind... Te pun, Marușchi. Bă, ce să fac, frate, în casă nu se fumează de alalte. Mersi frumos de donație. Nu fumați, mă, oricum. Nu fumați și nu bezi. Lăsați căcaturile astea. Într-un live. Avem și noi vicii, frate, ești nebun. Ai. Derbedei care lipsesc de o gândire critică. Băiatul ăsta s-a uitat la orice legat de tine numai la videoclip. Nu, pe bune. Lipsit asta, s-a luat după capul omul și ala și a început să scrie lucruri foarte urâte lui Andreea Bostănică. Reacția ei logică și normală a fost să numească oamenii idioti. Spune asta în moldovean. Haideți să începem cu un simplu argument. Al știți? She's very gorgeous to me type as... Bro, bă, rupiște-ne. Auzi, mă, frate, că mă trezesc dimineața și urinez ultimele celule creierale. Ah, that's crazy. Pe Andrew Tate. Al știți că trăiește la voi în București. Cum și-a făcut el banii? Voi știți cum s-au făcut banii? Știți istoria lui, da? Așa. El lua fete, le punea să dezbrace la cameră, le scotea tastatura și ei împreună cu fratele lui scrieau și făceau bani din... Marușchi, cu încă 100 de foi pe cea ne-ai omorât în seara asta, Marușchi, ne-ai omorât. Mersi frumos de donație. Nu pot să zic ce ai scris tu acolo în donația asta. Mersi frumos de donație. Te pup, bro, mersi mult din tot sufletul, pe bine. Și Anastasia cu 10 cărămizi. De ce scrii lucruri urâte, red? Ce-am scris urât? Din donații, la alt... Ce legătură are Andrew Tate, frate? Ești nebun cu Andreea Bostănică? Bărbați care trimiteau bani fetelor și ele, ei își luau bani și e că așa s-au îmbogățit frații ăștia Tate. Vapșe, eu socot că nici într-o formă și nici într-o ori... Bro, Andrew Tate, în primul și în primul rând, nu-i român! Ce legătură are de asta? De ce face război Moldova versus România din Bostănică? Care măsură, chiar și dacă faci un video pe YouTube, tu n-ai dreptul să critici sau să-ți dai cu părerea deci, modul prin care omul își face bani. Asta e treaba lui fiecare omul își face bani cum poate. Nimeni n-are dreptul. Sunt derbedeu, sunt nătăfleț. Spun asta, Ana. Dar nu înțeleg cumva și cineva i-a părut normal să fac așa cu un comentariu în adresa lui Andreea Bostănică. Cred că se gândesc că ea este o domnișoară, trăiește cu mama ei și cred că se gândesc că ea nu-i protejată. Dar voi greșiți foarte mult. Și Rovion, vedeți că și Rovion are beef cu moldovenii, că au făcut acum video despre Ilie. Vezi, Rovioane, că dacă vin moldovenii peste noi, suntem gata, frate. Când noi n-am zis nimica de moldoveni. Nu înțeleg, frate, ești nebun. De ce cu hate-ul ăsta între români și moldoveni? Coaie, what? Românii-s oameni, moldovenii-s oameni. Și atât. Ești nebun. Proști-s și în România, proști-s și acolo, proști-s în orice țară de pe pământul ăsta. Dar e greu, mă, pentru unii. E foarte protejată. E în primul rând protejată de Dumnezeu, în al doilea rând e protejată de singură dânsa și de acțiunile care le-a făcut și în al treilea rând e protejată de noi, oameni care o iubim și o susținem. Și ei o fată de la noi din țară. Noi suntem oameni din Moldova, dar noi foarte tare iubim oamenii noștri. Noi foarte tare iubim oamenii și avem un suflet foarte mare. Și dacă voi vă atingeți de ceva și e nostru, noi pe voi să vă formăm în cele mai mitele bucățele. Și vă spun de și cum ați vă formăm. Te-au zis, ce-o zis ăsta, mă, frate, ești nebun? Bă! Moldova, dar noi foarte tare iubim oamenii noștri. Noi foarte tare iubim oamenii și avem un suflet foarte mare. Și dacă voi vă atingeți de ceva și e nostru, noi pe voi să vă formăm în cele mai mitele bucățele. Și vă spun de și cum ați vă formăm. Vă garantez. Și voi n-ați... Bă, ăsta au zis că ne taie, mă, frate, pe toți în cele mai mici bucățele, mă, frate.
Ne tai în cele mai mici bucățele. Hello? Aveți niciun dubiu? Noi putem să vă formăm și să vă distrugem în bucățele. Nu mă adresez asta la oameni, mă adresez anume cât la bucățica asta de hateri și de oameni îndurerați. În fine, vorbim despre Andrew Tate, da? V-am spus modul prin care el... Fărmă-mi pună în bucățele și mănâncă. Ai, 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 hai meni, în demon time ești nebun. S-a făcut bani din donații, așa, de la bărbați. El scrie numele la fetele cele, el scrie, vorbea cu bărbații și ea sub pretextul că ei sunt femeile cele. Ei știau cum psihologic se manipulează bărbații și făceau ca bărbații să le trimată bani. Și prin acest mod ei s-au îmbogățit. Voi de ce nu vă duceți la dânsul ea, că cășoasul este ea neca? De ce el nu se duce la Andrew Tate și să-i spună că... Coi, am cel puțin 3 clipuri despre Andrew Tate pe canal, cel puțin 3 clipuri. Crezi că mie îmi place de Andrew Tate? E un terminat Andrew Tate, ești nebun? The fuck? Ce legătură are Andrew Tate cu Bostănică? În primul și în primul rând. Eu nu sunt de acord cum tu ți-ai făcut banii și nu-mi place cum tu... What, zero pussy, that's to a motherfucker? Sincer, frate, sincer. Sincer. Vedeți, bă, chat, vedeți? Vedeți, de-aia v-am zis, comunitatea lui Bostănică e literalmente împărțită în două tabere. Copii mici care sunt foarte ușor de manipulat și libidinoși infecți, frate, care nu au atins o femeie în viața lor și sunt plini de frustrări. Care, cel mai probabil, sunt sexual predators, dar asta nu o zic eu. O zice ăla care îi donează, care și eu scris numele lui pe față, de dacă îl cauți pe Google apare că e pedofil. Not my... Nu eu o zic. Marușchi, te pup, mersi frumos de încă 50! Dați-vă la o parte că vă taie pofta de a da la bucă cu... Ai crazy. Bro, just wanna hit at this point? Dar ce, mă, ce? Modul în care tu ți-ai făcut banii nu-i real sau chestiile astea, Ana? Pentru că există o posibilitate să-ți fărâmi fața în bucățele Lego. A doua, dacă să știi tot una de tine, o posibilitate să... Și cum tu, modul în care tu ți-ai făcut banii nu-i real sau chestiile astea, Ana, când ai făcut banii și nici... Stai, ce? Și el nu se duce la Andrew Tate și să-i spună că eu nu sunt de acord cum tu ți-ai făcut banii și nici nu-mi place cum tu, modul în care tu ți-ai făcut banii nu-i real. Bă, trebuia să scrie efectiv literalmente numele meu și Andrew Tate. Vede acolo că am videoclipuri despre Andrew Tate. Atât de simplu este. Dar e greu, mă, frate, e greu. E greu. Uite. 1, 2... 3, 4, 5! 5! Alte chestiile astea, Ana, pentru că există o posibilitate să-ți fărâmi fața în bucățele Lego. A doua, dacă să știi tot una de tine, maxim și poate asta să-ți întrebi și culoare ți-ai bugatele tău. I said, well, what color is your bugatti? Zicea ideea doi de la Gami că nu au atins femeia aia, bă, acolo făceam numai mișto, frate, n-am nimica cu băieții care au fost la Gami, făceam numai mișto, literalmente, făceam numai mișto, băieții, niște băieți... Normal, ce, din câte am văzut din videoclipul ăla și foarte ok. Neironic, am făcut numai mișto, atât. Și îmi pare rău dacă s-a ofensat cineva și s-a supărat cineva. Chiar a fost numai mișto, numai glume, atât. Și am zis și în videoclipul respectiv. Ăsta, frate, după ce vor zice aici, nobody. Oh, fuck off then. Tu ești închis bot. Dar ce legătură are cu Andrew Tate? Și am spus că el poate să-i fărâmi botul la Estean. Într-adevăr, el este campion mondial la kickbox de mai multe ori, adică e un bărbat în forță fizică foarte dezvoltat și campion și el știe să bată, adică e un om destul de periculos. Și am uitat-vă ce s-a întâmplat cu dânsul când el a venit în Moldova, omul ăsta cu Andrew Tate. Moldova, I wouldn't go to, because Moldova is probably the most hostile place I've ever been. I've been there 3 times and was attacked twice. Because they are super right-wing nationalist. You come here porno, yeah, you come here porno. And by the time he said that, 4 of his friends had got out of a car and they jumped us. Because they knew. Why else would I be in Chișinău, Moldova? It's not for all the beautiful girls. They knew exactly why I was there. Când el a venit la noi în Moldova să caute fete de-a noastră, pentru că la noi sunt cele mai frumoase fete. Și asta e fact. În momentul în care Andrew Tate este a venit la noi în Moldova cu frațul, s-a oprit o mașină cu bărbați de-a noștri, s-a dat jos din mașină și i-a întrebat, voi și căutați? Bă, sunt din Moldova, eu pe ăsta, îl știu, e din Chișinău și l-am mai văzut. Dacă îl prind, îi rupi urechile lapidar. No.
Bă, să nu faci așa ceva, Doamne ferește, bă, să nu fac, bă, chat, cei pe internet, lăsați pe internet, să nu cumva să mergeți la oamenii pe care îi vedeți pe internet să le faceți ceva sau să îi înjurați pe stradă sau să strigați după ei pe stradă sau să faceți ceva, bă, nu faceți căcaturi de astea, fiți oameni mai buni, frate, aici, bineînțeles, ne-am strâns o comunitate care, cred eu și sper din tot sufletul și 100% așa, îi gândește rațional și logic și sunt niște oameni normali aici pe chatul ăsta, să nu faceți căcaturi de astea. Pentru fetele noastre. Că n-am nevoie de oameni de ăștia în comunitate. Da? Până și ei ești o dovedit să scoată ceva cuvinte, eu înconjurat și le-a frecat o șigane și o trimis acasă. O fugit de la noi din țară, Andrew Tate, cu frații, au fost nevoiți să fugă de la noi, să iei primul avion și să zboare în București, la dânsi acasă. Și tu vrei în adâncul sufletului tău să-l bată? De ce aș vrea să-l bată? Ești nebun? Mie milă de băiatul ăsta, neironic, mi-e milă. În afară de sentimentul de milă față de băiatul ăsta, n-am mai niciun sentiment. Nu supăra pe el, nu-s nervos pe el, mi-e milă de el, atâta tot. Nu aș face nimic, ești nebun, Maxim, frate, ești nebun. I-aș da o bere să vadă, să se calmeze un pic. And the Moldovan men are just like, fuck you. We're not going to let you come here and just bang our women. They came, they punched me, I took it, they punched my brother. Okay, we're leaving, sorry. we're leaving. So now me and Tristan are scared. This is 4 a.m. on a Saturday morning. And we're sitting there and we looked on the thing and there was a flight back to Romania, which is at 6 a.m. So we just packed and bailed. It was like, all right, well, shit, let's get out of here. And twice similar stories have happened to me in Moldova. So Moldovans are super, super protective of their people and their culture. I have to respect them because they won't let anyone go there and fucking fuck around with them or disrespect them or fuck their women or nothing. And the girls there are 10 out of 10. They're fucking beautiful, but and the men won't let us go there. So, but I respect them. I really respect them as men. If I were to meet those guys who jumped me, I'd shake his hand. I'd be like, I get it. Înțelegeți? Care-i faza? Adică voi cu noi nu vă puneți. Voi cu noi nu vă puneți. Noi poate arătăm la fel, poate și avem o limbă comună, dar noi suntem total diferiți. Noi suntem alte specii de oameni. O vede frate de pe sate, din satelit, dă, ești nebun, din Flying Saucer. Ești nebun? Din salam zburător au venit ei și au fost așa cu un rei din ăla de lumină albă, coborât așa, știi, ești nebun? Cali iluzii, în Eternal Take. Și după aia au făcut futsal shuffle, ești nebun? Eu venit de pe Nibiru, frate. De pe Nibiru. Cu o cultură foarte bogată și foarte dezvoltată, dar și care... Pa de viață, dacă ai energie să faci cuiva rău, folosește-o să dai la... Bă, literalmente, frate, atingeți iarba. Neironic, ieșiți afară, atingeți, puneți mâna pe iarbă și o să vă faceți viața mai bună. Neironic. Dacă ești fată, folosești energia să aveți grijă de voi. Bă, nu e rău. Te pup, mersi frumos, donație. Care ne asigur nouă încredere că noi să câștigăm. Avem câștig în sânge. Acolo unde voi ați chicați, noi nici n-am început să ne încălzim. Și asta e... Ce? Noi să câștigăm. Avem câștig în sânge. Acolo unde voi ați chicați, noi nici n-am început să ne încălzim. Băi, de ce videoclipul ăsta literalmente îi dis la România, frate? E foarte rasist. Zâm. Și noi n-am zis nimic rasist în videoclipurile noastre. Neironic, n-am zis absolut nimic rasist. Nu a fost deloc rasist în videoclipurile noastre. Zero rasism a fost în videoclipurile noastre. Noi n-avem treabă cu nimeni din Moldova. Avem treabă cu Bostănică și cu ce face ea pe internet. Ce legătură are, frate? Ești nebun? România versus Moldova. Și asta iarăși se adresează numai și numai haterilor ăștia care au îndrăznit să sanini de Andreea Bostănică. Da, poate el, parte. Haideți să vorbim acum de Andreea Bostănic. 7 ani în urmă, această domnișoară a început a posta videouri pe internet. Am decis să deschid acest canal pentru că îmi doream să fac acest lucru de foarte mult timp, dar nu am găsit curaj. Iar în această zi am găsit puteri și da. Nimeni din voi, nimeni absolut nu i-a garantat ei că într-o bună zi ea să ajungă la succes. Nimeni nu garantează nimănui că o să ajungă la succes. What? Bro, nimeni nu garantează nimănui că o să ajungă la succes din lumea asta, indiferent că mergi pe safe route la facultate sau te duci pe risky route să faci o chestie asta, un business, ceva. Nimeni nu-i garantează nimănui pe lumea asta. Nimeni nu a fost acolo și să-i spună că uite Andreea Conti. Bine, vorbesc de oameni normali, nu de oameni care au relații și așa mai departe și spuși în funcții și chestii de genul. Vorbesc de oameni normali și ăia care spuși în funcții, bravo lor, frate, ești nebun. Bucură-te că un om îi sus. Uite, tu ești foarte bravo, noi credem în tine. Hai, ești bravo, continuă să postezi video și într-o bună zi tu ești bucur de viața visurilor tale. Nimeni absolut nu a putut să-i garanteze lucrul acesta. În afară de Dumnezeu și credința ei în Dumnezeu și credința ei întrânsă și în abilitățile ei. Și în fiecare zi aceasta... Băi, de ce, bă, frate, ștergeți-vă la gură, mă, frate, ștergeți-vă la gură! Sfat
Ștergeți-vă la gură, neironic. De ce toți oamenii ăștia? Bă, taci, taci! Winking face. Bă, de ce, frate? De ce, frate, ești nebun? Toți ăștia care fac videoclipuri... Videoclipuri pro-bostănică, literalmente ăsta e argumentul lor. Că mamă ce-o făcut ea, mamă ce-o făcut ea. Bă, frate, ștereți-vă la gură. După ce vorbiți. Ștereți-vă la gură, neironic. Ce legătură are, frate, cu sacrificiile pe care le-a făcut ea când era mică? Who gives a fuck, man? Dinastia Roșie declară război contra Moldoveanului. Hell na. Bă, nu, mă, nu e niciun război. Ce ai? Această domnișoară a luat decizii, a luat decizii și a filmat, a făcut efort să ajungă în ziua de azi, să bucure de succes. Și atunci voi și drept, și de unii și până unii în cap și la vostru stricat și împuțit de bere și colțuni în spălați, s-au găsit ideea asta, iar voi puteți amuia să veniți când omul își trăiește visul. Să veniți și să-i spuneți ei sau să învățați pe dânsa cum să trăiască sau cum să-și facă bani. Bă, dar pe ea, din capul ăla ei ești nebun, din capul ăla ei de Barbie sau ce îi, mă, frate, de unde o venit ea să ne zică nouă că ea face în 3 zile, cât facem noi în 3 săptămâni, să ne, în 3 luni, să ne facă săraci? De unde? Dacă ei să o luăm până acolo, de unde? The fuck? Cine a venit prima dată cu chestiile astea? E grele, mă, e grele viața. Bani. Asta nici într-o modalitate, asta nici într-un mod, vopșe, n-aveți nici cel mai mare mititel drept să deschideți gura în direcția ei. Și ea de ce are dreptul, mă, frate, ești nebun că faci situații din TikTok de la pedofili care îs gen convicted? Să ne zică nouă oamenii care muncim pe, gen pe bune. Sau la fetele, ești nebun, la fete să le zică că ea, că să ai botox înseamnă că ești urâtă. De ce? Ea de ce drept are să zică chestia asta? Voi încercați să folosiți argumentul ăsta că alți oameni văd cum ieși, ei n-ați poate niciodată. Băi, dar cine sunteți voi, băi, să spuneți și poate un om și ce nu? Cine sunteți voi să spuneți că deși e capabil un om? Un om e capabil de orice își dorește să obțină. Și cine sunteți voi să-i furați visul ăsteană și să-i ziceți că nu la tăți e posibil sau ăsteană? Dar sunt oameni care vor să creadă, sunt oameni care exemplul ei motivează și inspiră. Voi, cu ce ocazie, cu ce drepturi, vă considerați mai presus de Dumnezeu sau și cu voi? Să apăreți și spuneți că nu la tăți e posibil și nu la astea, că cineva suferă. Folosesc ei cuvântul ăsta că să simt de căcat. Tu faci alte persoane să se simte inferioare față de tine și să nu fie gen... Le faci... What the fuck? Cu ce-o filma băiatul ăsta ce am zis eu pe internet? What? Eu te cred că tu te simți de căcat, dar nu de la cuvintele care le-a spus Andreea. Absolut, dar și Doamne ferește dacă tu ai ajuns într-o etapă a vieții tale în care cuvintele unei domnișoare poate să-ți influențeze cumva starea ta morală. Starea ta morală e numai responsabilitatea ta. E depinde de deciziile și de acțiunile care tu le iei. Și nimeni altcineva n-are dreptul să... Bă, omul ăsta nu înțelege, frate, ce înseamnă comentariul pe internet. Videoclipul ăsta, știi în ce mă transformă chat? Taci, mă, Adi, termină, nu faceți așa ceva. Doamne ferește, să nu faceți așa niciodată. Nu încurajeți, nici să nu mergeți la videoclipul lui să dați dislike-uri și comentarii urâte. Vă rog din tot sufletul. Valentino, te pup. Nu mai merge, gata. În asta mă transform dacă mai ascult videoclipul ăsta, frate, ești nebun? Dar au vrut Crash Out să vină aici, zonă, Crash Out. Aibă acces la starea ta morală. Dar tu dacă consumi bere și fumezi colțuni nespălați și stai numai în fața calculatorului și scrii și vorbești numai lucruri murdare. Glumesc, chat, glumesc. Chill out, ești nebun? Chill. Totuși la asta de ce au venit perioada aia lunii? Eu răspuns bostănica aia, cum îi zice, din greșeală, cum... Și acum s-a udat și crede că are vreo importanță personajului pentru aia. Mersi frumos, donați. Activează Sharingan-ul pe bune, că l-activez. Pe bune. N-ai crazy ce se întâmplă aici, oricum. Păi videoclipul ăsta e rasist din toate punctele de vedere, neironic. Deci eu răspuns la niște argumente... La niște argumente
care zic eu din punctul meu de vedere cel puțin și aparent și din punctul altor oameni de vedere sunt niște argumente valide, el a răspuns cu rasism. E bine. Tăți și spui tu, asta e... Ia că vorbele este anus vorbit lui, nu le-am pronunțat eu, nu le-am băgat eu în gură. Ironic este faptul că el vorbește lucruri care Andreea văpșe nu le-a spus. Asta e primul punct. N-am înțeles ce-o zis. Nicolae, mersi frumos de membru. Asta e primul punct. Atâți rest oamenilor care au luat și au făcut video despre Andreea Bostănică, care au luat reacția ei la hate-ul care s-a vărsat în comentarii. Atâți voi care ați făcut video sunteți niște căcați împuțâți. Voi n-aveți nici bărbății în voi. Voi nu sunteți, n-aveți nici omenii și nici bărbății în voi. Voi tăți v-ați luat după capul lui specimenul acesta. El a pornit o cufureală și voi tăți v-ați adunat ca moșii la cufureală așa. Tătă mizeria asta care ați făcut-o, voi, e vopșie nu are nicio legătură cu Andreea. Andreea este o persoană frumoasă, deosebit, talentată. Ea oferă numai lucruri frumoase, vorbește numai cuvinte frumoase și merită să primească în schimb tot așa. Asta e dreptul ei. E dacă asta oferă, e merită să primească un respect și o atitudine pozitivă față de dânsa. Dar nu. Eu nu cred pe băiatul ăsta, eu cred că băiatul ăsta gen face mișto, eu cred că la mișto zice sincer. Activează sharing on you. Mizeria asta care o faci voi din capul vostru asta, voi încercați să proiectați asupra ei lucruri care zic... Problema la declining e crazy. Interiorul vostru, de fapt asta și ei și sunteți voi. Voi încercați să o arătați pe dânsă ca fiind problema că... Din câte ascult până acum, sincer asta cred. Picând de fapt ea este soluția și voi sunteți cei care creați problema. Voi nu sunteți capabili să observați soluția care ea o oferă. Încercați să aruncați responsabilitatea. Soluția care ea o oferă? What? Voi încercați să o arătați pe dânsă ca fiind problema când picând de fapt ea este soluția și voi sunteți cei... Na, e la mișto. Eu cred că e la mișto. Nu pot să cred că un om care e liber pe stradă crede așa ceva. Nu pot să cred. Nu pot să cred așa ceva. Eu cred că e la mișto. Nu... N-are cum să nu fie la mișto. Care creați problema. Voi nu sunteți capabili să observați soluția care eu o oferă. Încercați să aruncați responsabilitatea că viața voastră e mizerabilă. La viața voastră e mizerabilă numai și numai din cauza la acțiunile care voi le faceți. Dacă bei bere, ești mizerabil! Auzi acolo că dacă bei bere, ești mizerabil. What? Voi sunteți responsabili și asta e. Dacă voi nu vreți să recunoașteți și încercați să vă amăgiți pe voi, măcar nu încercați să amăgiți pe alți oameni, păi urât cum ați procedat voi. Opa. Voi ați atacat o fată de la noi din țară. Noi n-ați lăsăm asta neobservat. Vă pare... Ai obosit, Șaule? Nimeni nu protejează, o forță cu mult mai mare decât sunteți voi. Șamu, vă lămuresc, deși asta e cufureală. Voi vă pozorâți foarte tare și nini rușine de voi. Andreea din Senin, cuvintele și elea nu le-a spus. Suntem tăți de acord. Cuvintele și elea nu au apărut din partea lui Andreea din Senin. Asta a fost doar efectul la atacul care l-a făcut Red Bull-ia este anul. El a început video. Sub atacul care l-a făcut Red Bull-ia este anul. Red Bull-ia. De astăzi Red Bull-ia, îmi ziceți, bă. El a făcut video, s-a pornit o val de asta de hate, de comentarii urâte și s-a apărat. Și amuia, uitați, în orice lege și în orice astea ană, omul se naște cu dreptul de a se apăra. Când cineva vrea să te pălească pe tine, tu ai dreptul să te ferești sau pălești înapoi. După aici, în cazul dat, cuvintele spuse de Andreea au fost în scop de autoapărare. Corespunzător nimic sau nimic n-are dreptul să judece sau... Așa, și dacă mergem după chestia asta, eu am tot dreptul, frate, și este și lege, chestia asta se numește, ești nebun, este lege, neironic, și am explicat-o și în videoclip, că eu pot să iau ce-o zis Andreea Bostănică și să fac un comentarii pe baza acesteia și să-mi exprim părerea liber, într-o țară liberă, despre chestia asta. Got you. Să critici sau să iei în analiză cuvintele care le-a spus ea, fiindcă acestea au fost cuvinte spuse din pur autoapărare. Voi ați vorbit murdar, eu am încercat să apere și nu contează ce au spus, tot a fost spus în scop de autoapărare. Și ce legătură are, frate, tu n-ai înțeles dreptul videoclipului, n-ai înțeles ce am zis acolo și literalmente am făcut 3 videoclipuri despre chestia asta și în toate 3 videoclipurile am zis exact același lucru, frate, mă jur că exact același lucru. Am zis faptul că Andreea Bostănică, prin modul prin care se comportă pe internet, face ca alte persoane să vrea să fie ca și ea și să se simte mai inferioare față decât ea, că dacă nu sunt ca ea nu-s de ajuns, și după aia persoana respectivă o să vrea să ajungă ca Andreea Bostănică și o să ajungă probabil în cercuri de interlopi, în cercurile alea din Dubai, de influenceriți și așa mai departe, în care se întâmplă lucruri jale cu femeile și cu fetele mai ales,
Și cine știe, poate că unele nu o să aibă norocul pe care l-a avut Bostănică să fie așa de norocoase să vină Abdul să-i doneze sau pe TikTok să-i doneze și o să ajungă să fie abuzate și nu numai, de către dubioșii ăia ordinari și infecția aia de libidinoși care se uită și susțin genul ăsta de business, să zic așa, în ghilimele business. Asta am zis. De-aia este important să știm cum face Andreea Bostănică bani, de-aia. Înțelegi care este chestia? Nu este chiar așa de greu, bro. Literalmente, ți-am explicat acolo, ți-am și desenat, să-mi bag pula, ți-am și desenat, frate, ți-am desenat, în paint. Neironic, în paint. Dar na, nu e așa de ușor pentru toată lumea. Și voi sunteți niște nesimțiți și ultimii rătați, ultimii vagabonți când luați cuvintele astea și le arătați și încercați cumva să le criticați. Cu toate că eu vorbim destul de frumos și destul de argumentat, chiar și când s-au apărat. Și vă spun cum durează live-urile. E că tu intri în live 99% din 99,9% când tu intri pe live-urile. Vă spun și ați observați dacă nu sunteți familiari și să înțelegeți ce tip de personalitate. Eu vă spun eu, marea majoritate de interacțiuni omenească care se întâmplă pe live-urile fetele scriu, Andreea, ești foarte frumoasă. Și ea spune, așa? Eu sunt frumoasă. Asta tu la tine te-ai uitat. Tu ai văzut tu și de frumoasă ești, fată. Tu ești foarte frumoasă. Sau poate să vorbească despre unghii sau despre machiaj, de exemplu, s-a făcut astea, produs și ăla îi place, produs și ăla nu îi place. Asta e altă parte care, din care e alcătuit live-ul. Și... Știi care e interacțiunea dintre oameni care se uită la mine pe live? Și eu? Vine lumea și îmi zice, redulează-te. Red, arată-ți picioarele. Te-ai cu avut delay. Tot ție tot. Voi va iuitari la pupilele ui si evedi impresia ca evadit presidem opinora? Bine, nu-mi zice nimeni că-s frumos. Red Mogoșu. Na. Spune-mi tu. Băi, Red Bulea. Red Doilap. Red Cocoșatu. What the fuck? De unde a venit asta cu Red Cocoșatu? Na. O parte din care ești urât. Ești urât. Live-ul ăsta e când spune cât de tare al iubesc. Vezi? Bă, nu te la de hairline-ul lui, că nu-i frumos. Dumnezeu, și cât e de mulțumit, ești cât e de recunoscătoare. Iulia, mersi frumos de 10 lei. Mulțumesc. Ești frumos, viața mea. Păi vine asta, frate, și îmi zice, ești frumos, viața mea. Și după aia pune doi laughing emoji. Păi asta, știi, e egal cu dă tempul aici, tu urca dracu. Ce-a scris Marușchi acolo. În băiețial așa se traduce. Cuvintele, și că asta e personalitatea lui Andreea pe live. Dar voi că ați atacat-o și s-a pornit un val de ăsta urât de comentarii. Cum e trebuie să... Gata mă, gata, am fost eu pic-pic-mi, gata. Protejeze. Acolo sunt copii mici. Ei are o comunitate de oameni de diferite vârste, dar sunt și copii mici care citesc comentariile și alea. Ei bă, n-aveau să vadă așa mizerie dacă nu era pornită de râsul ăsta. Și să... Ce... Bă, uite-te ce-o făcut ăsta, ești nebun, Picasso! Bă, dă-te dracu, ce-o făcut omul meu, what the fuck? Bra. Man, what the fuck is this shit? Ah. Omul meu mi-a pus... Pere Chișinău. Pere Chișinău mi-a pus un. Pere Chișinău. Pere Chișinău. Cu aricos în loc de mâini și cu gliziuri în loc de picioare. Bă, frate, iubesc pe omul ăsta neironic. Mie mi se pare tare rău de tot omul ăsta, sincer. Nici măcar nu-i opul meu. E prietenul meu. Uite ce-a făcut acolo, frate. Mie mi se pare tare rău. Tare rău.
Bine că n-au chiar pe ochi când... Mamă, Marușchi, stai așa un pic, bro. Mersi frumos de donație, bro. Apreciez foarte tare. Pe bune, mă, Marușchi, mersi mult pentru toate donațiile din seara asta. Apreciez din tot sufletul. Bă, pe bune, cu chestiile astea pe bune, că eu îl apreciez pe omul ăsta. Și-o numesc râs cu mare încredere. Fă-le emoji! Mods! Decupați asta neapărat, neapărat. Dați înapoi când n-aveam chat-ul pe ecran și decupați, o să fac emoji. Și râs și mizerii poate să fie numit râs. Râs e bani. Dacă e bani, e pornit comentariile bidar, 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 și au văzut comentariile și le urât numai și numai din cauza la acțiuni. Vezi, brat, că comentariile astea erau de dinainte să fac eu videoclipul. Erau N videoclipuri pe TikTok făcute despre Andreea Bostănică, de femei în toată firea, frate. Au apărut și la Teo Show și la... TACI! Smirking face. Și la Teo Show a apărut Andreea Bostănică în legătură cu toată chestia asta. Vezi că nu eu am pornit-o. Care au făcut, că eu am popularizat-o, e altceva. Haluca, te pup, bro. El. Și continuă muia oamenii să scrie comentarii pstitet. Comentariile astea urâte numai și numai din cauza la ubliudă cu ăsta. Comentariile astea urâte numai și numai din cauza la ubliudă cu ăsta. Cum? Ubliudă? Bă, traduceți-mi. Vă zic, voi care comentați și care credeți că aveți drept să vă expuneți cu părere, voi luați niște cuvinte, în primul rând, rupte din context. Voi cuvintele astea încercați să le asimilați la tăți oamenii, cu toate că vă știți foarte clar cuvintele și ele au fost adresate numai vouă. Și gata, numai asta. Persoanele astea urâte, care vorbesc comentarii urâte. Dar voi încercați să întoarceți, încercați să steană de parcă noi nu putem să venim să vă fărâmăm ghibalele. Serios, ghibalele putem să vă fărâmăm, dacă nu știți. Vii să ne fărâm balele? Le scuipăm pe jos și după aia le fărâm sau cum? What? Ce înseamnă să ne fărâm ghibalele? Ghibala asta e o formă de asta urâtă, cum voi spuneți, botul. Noi putem să vă fărâmăm boturile. Și deși eu știu că animalele au bot, dar eu mai știu că numai animalele se pot cufuri acolo în lichică. Și aici ne diferențează pe noi, oameni, de animale, asta e faptul că noi suntem civilizați și adecvați și încercăm... Mă, având în vedere că eu am făcut un videoclip în care vorbim despre comportamentul neadecvat al lui Andreea Bostănică pe internet, tu ai făcut un videoclip în care ești xenofob și rasist. Nu știu care e mai necivilizat dintre noi. Mereu să facem lucruri pozitive și să creștem și să prosperăm societatea. Dar nu ne cufurim acolo în nichic. Asta fac numai râsurile și animalele. Voi, eu nu știu ce sunteți. Nici râsurile, nici animalele, nici nu vreau să numesc cuvintele astea. Doamne ferește, voi și așa soarta vă pedepsit. Pe lângă toate lucrurile astea care sunt pedepsit. Damn, Brody. Suflă nasul, man. Pe lângă toate lucrurile astea care s-au întâmplat. Pe lângă fapt. Că ai un bugăr. Că Andreea merit doar tot ce e mai bun. Pe lângă fapt. E responsabil în fața lui Andreea și Miticuț. E dacă și este cuiva cui trebuie să-i răspundă, ei trebuie să-i răspundă numai la Andreea și Emiticuț, care mereu au luat decizii și au crezut că într-o bună zi visul ei a devenit realitate. Și ei s-au prinit, ei au abordat un mindset și un comportament care i-a permis să-și trăiască visul. Tot e viața ei și e dreptul ei. Și faptul că se expune online, asta nu vă dă dreptul vouă să vă exprimați cum vreți. Că online asta e un spațiu public, la fel cum copilul vostru a reșit. Exact, exact, e un spațiu, exact, este un spațiu public. Și Andreea Bostănică a zis că este asta public. Și noi fiind oameni într-o lume și într-o țară liberă, avem dreptul să ne formăm o opinie și să ne zicem o opinie. Marușchi cu 50 de cărămizi. Te pup, Marușchi. Ia vedeți, Marușchi. Hashtag 6927 pe Discord. Te pup, mersi frumos, man, de donația. Precis din tot sufletul, bă, ce ai făcut pentru mine seara asta și în trecut și pentru tot. Mersi mult din tot sufletul, te iubesc, bro. Și vă iubesc și pe voi chat și pe toți oamenii care au dat. Și Anastasia și Diana și Gicu și toți oamenii. Și George, care te salut, Red. Mă uitam anul trecut mai mult la streamurile tale și intru acum după ceva timp și văd că ai evoluat foarte mult. Mersi frumos, bro, din tot sufletul. Te respect și îți urez numai bine, frate, pup. Mersi frumos, la fel, bro, numai bine. În parc. Uite-te pe thumbnail. Ia. Andreea, let me hit, please. Rent free, bro, rent free. Rent free. Are și în parc și se duce la joacă. Și dacă vede alt copil care aruncă chetă între eu, prima ta reacție, zici, să te duci să ușiți copilul ăla care a aruncat chetă. Prima ta reacție, zi, să te duci să ucizi copilul, what?
copil care un chetă între eu, prima în parc și se duce la joacă. Și dacă asta e un spațiu public, la fel cum copilul vostru ar ieși în parc. Ar ieși în parc și se duce la joacă. Și dacă vede alt copil care un chetă între eu, prima ta reacție zice să te duci să ușiți copilul ăla care a aruncat chetă. Salba ioc, sa sicilien bleat! Pidar! Pidara, sa sicilien bleat! Ioi, ce-o zis ăsta? Da, mă, frate, ești nebun, primul gând îți vine să te duci să ucizi copilul? What? În copilul tău. Asta e absolut normal. Un psihopat! Nu, în fapt că noi știm și respectăm și educația îi faci și ne faci pe noi să avem încredere că copilul tău poate să duc în parc și să fie tot bine cu dânsul. Știi că oamenii se educă, se manifestă frumos și respectuos unul față de altul și numai așa tu ai încredere. Ea apare pe mediul online, ea arată o frumusețe, arată o vibrație bogată, o vibrație care te inspiră să-ți urmărești cei mai buni versiile ta. Crazy. Să fii cel mai bun, să fii cât de frumos poți, să fii cât de bravo poți. Asta e promovează. Ea ne arată nouă foarte clar. Să visul și să faci acțiuni, într-o bună zi poți și tu să te bucuri de așa succes. Și vă spun, nimeni, absolut nimeni pe lumea asta nu are dreptul să spună că asta nu e posibil. Nu se poate așa. Asta da, e... normal, real ce zice aici, normal, dar ce legătură are chestia asta cu tot ce am vorbit despre bostănică, again? Tu dai seama că omul ăsta Valentino, te pup, bro, stai așa un pic, ce sfaturi îmi dai să crești în abonat, bro, să postezi și pe alte platforme, pe TikTok, pe Instagram, contentul tău. Tu-ți dai seama, mă, frate, că omul ăsta o comparat ce s-a întâmplat cu Andreea Bostănică pe internet, prin faptul că lumea i-a venit și i-a zis civilizat că ce face nu este ok, cu faptul că el vrea să omoare copiii, dacă un copil îi dă cu piatră în cap la copilul, s-o vrea să se ducă să-l omoare. Și eu, bată-mă soarele, bată-mă soarele, Spider, te pup, brodere. Nu știu, dar mi-e dor, sincer zic. Mi-e dor, Spider, să stau să mă joc, că uite-te ce se întâmplă, vine asta să mă sfărâme. Tabu, dacă vouă vă pare că game is game, dacă eu apărut un online și voi totuși puteți să vorbiți că așa e jocul și nu știu ce voi, eu înțeleg că voi vă argumentați în capul vostru că e dacă o pus online înseamnă că noi putem să vorbim. Nu, absolut, așa nu se întâmplă lucrurile. Ba da, așa e. Poți să vorbești dacă e online. Ce e online, nu-i public. What? Așa. Ați vă arăt eu cum sunt. Se numește free speech. Și pe lângă chestia asta, free speech-ul pe platformele astea de social media, de gen creare conținut video, este o lege, fair use se numește legea respectivă. Este un copyright law. Lucrurile. Poate nu fiecare din noi are o soră care să o iubească și să o respecte, dar fiecare din noi are mamă. Fără mamă, noi nu am putea să apărăm pe lume. Mama, bunica, sora, asta e energie pură, divină. Așa, mă, și maica sa lui Bostănică, de exemplu, dacă să vorbim despre mamă, i-a stat în spate la microfon și i-a șoptit ce să zică și i-a zis numai baloane și anume, Ovi, mersi frumos de Risa, bro, te pup, și anume i-a zis... cum să ne facă pe noi să ne simțim și mai săraci și că ea e cea mai șmecheră de pe internet, cea mai populară adolescentă de pe internet din România și din Republica Moldova, are diplomă de plătit taxe și impozite în Republica Moldova și e reală chestia asta din câte am înțeles. Dacă ăștia sunt cei 7 ani de acasă, I'm sorry. Feminină. E energie care ne-a făcut și ne-a adus pe noi pe lume. Noi ne naștem cu datoria asta de a respecta această energie. Tu te naști bărbat. Tu te naști cu bărbatul în sufletul așa. Tău. Datoria noastră bărbătească e să respectăm și să protejăm ființele feminine și divine. Nu asta am făcut, brat. Nu asta am făcut, brat. Bine, e departe, departe oricum, departe un pic. S-a dus departe, rău de tot. Dar nu asta e până la urmă. Am încercat să arătăm realitatea din spatele Andreei Bostănică că alte fete, fetițe, ești nebun când crezi că nu ajungă în cercuri din astea de libidinoși și infecți. 100 de foi de la Marușchi, te pup, bro, mersi frumos încă o dată de 100 de foi.
După logica lui ăsta, eu pot să mă duc să zic numai chestii misogine și să îndemn toți băieții să facă rău la fete fără ca nimeni să poată să comenteze. Wake this simp up, bro. Da, mă, dar știi care e chestia? După logica lui ăsta, știi care e chestia? Că poți, frate, să faci ce vrei tu, dar nu la moldovence. Dacă e vorba de moldovence, it's over for you. Asta e logica lui. What the fuck, man? Toți oamenii sunt oameni. Vorba mea celebră, oamenii sunt oameni. Literalmente, nu contează ce rasă ești, ce etnie ai, din ce țară ești, ce gen ai, gender, sex, nu contează. Ești tot om până la urmă. Dacă ești om cu mine și eu sunt om cu tine. Dacă ești terminat, ești terminat. Și în șanț, vorba aia. Ce e așa de greu? Asta e în noi băgat de la Dumnezeu. Spre exemplu, e că eu cu sora mea, da? Eu am soră. Eu și am nemaipomenit noroc de la Dumnezeu și mă iubește foarte mult Dumnezeu că ne-a oferit o soră senzațional de frumoasă. Eu știu cum e asta și înconjurat de frumos. Eu știu ce înseamnă să protejez frumosul este. Păi uite că și Andreea tot are un frate. Eu pentru sora mea vă... Dacă tu ai o soră, frate, și știi ce înseamnă să o protejezi, atunci ar trebui să fii de acord cu ce s-o zici despre Andreea Bostănică. What? Și de tot. Și asta e, nimeni n-a spus asta la dubii. Asta e clar. Și fix așa și Andreea are un frate. Dacă cumva s-ar prinic sora mea ar nimeri într-o așa o situație, eu aș vrea ca cineva să iasă și să-i apere onoarea. Dacă văd că voi din voi ca niște derbedei sunteți capabili numai să aruncați cu murdării, eu o să vă spun că lucrurile nu stau chiar așa. Și vă spun deși, noi ca bărbați, față de energie feminină, noi putem numai să oferim lucruri pozitive și numai lucruri bune. Ce și noi oferim, ce și noi lor suntem gata să le dăm, e și ne definește pe noi ca bărbați, e și ne definește puterea și personalitatea noastră în sine. Voi ăștia în care ați încercat să faceți hate în direcția ei, voi nu-i oferiți, voi încercați să luați de la dânsa. Mă, frate, dar asta, literalmente, știi ce zice omul ăsta? Dacă ești femeie, poți să zici ce vrei tu pe internet, asta zice. Dacă ești femeie, poți să zici ce vrei tu pe internet, poți să faci ce vrei tu pe internet, nu contează, frate, că ești femeie și ești protejată de ăsta, e prost, mă, frate, mă, ce pula mea vorbește? Literalmente asta au zis acum. Ce dacă Andreea Bostănică e femeie și mai ales moldoveancă, înseamnă că ea e protejată, frate, de faptul că e moldoveancă și femeie. Bă, dacă vorbește prostii, vorbește prostii indiferent ce gen are, indiferent ce sex are, indiferent din ce țară e, indiferent ce rasă e, nu contează. Dacă vorbește prostii, vorbește prostii. Și o să fie luată la răspundere, bine și înțeles. Îi jale, dar doar ea, restul femeilor nu, bine și înțeles. Crazy. Să vă încercați. Să-i zici că trebuie să te oprit, că el nu vorbește așa, că na, adăugați o grămadă de frecții de-a vas tupărâlă din creierul vostru, care n-are nicio legătură cu realitatea. Vă pozorâți amarnic de atât că voi v-ați sacrificat în numele ei. Concret, voi, intrând în joaca asta cu intenții negative față de dânsa, voi automat v-ați sacrificat, că e o energie foarte pozitivă. Și mă, copila asta, nu eu nu pot să mă supăr pe voi niciodată. Bani, cât n-o să faceți voi în viață. Efectiv își arată adevărata față pe fiecare live. Bani. Stai să-ți treacă donația, o secundă, chat. N-o să faceți voi în viața voastră, de asta eu nu pot să mă supăr pe arată adevărata față pe fiecare live. Bani, cât n-o să faceți voi în viața voastră. De asta eu nu pot să mă supăr pe voi niciodată. Înțelegeți asta, nu? Sau trebuie să mai repet? Thank you so much! Live, ăsta e idolul vostru, bă, idolul vostru. Am trecut, am plătit 900 de mii, aproape 1 milion. Anul ăsta am plătit 1 milion și ceva. Așa. Melina, ce faceți în videoșilor? Tu? I'm sorry, what is it, babe? What? Din lume și chiar sper să vă meargă tot. Crazy. Mai aveți mult de muncă, te doar milă de voi și vă doresc tot binele din lume și chiar sper să vă meargă totul bine și să nu mai fiți triști și răutăcioși. Să fiți și voi așa ca mine. Bine, nu prea puteți să fiți ca mine, că mai aveți mult de muncă, dar cine știe, poate cândva, eu cred în voi. Da, nu o să putem să fim niciodată ca Andreea. Pozitivă este Andreea Bostănică. Ce pozitivă este Andreea Bostănică. Da, deci Jim Watts ăsta
Ce pozitivă este Andreea Bostănică. E protejată de milioane de oameni pe dânsa o iubesc. Sunt cu mult mai mulți oameni care pe dânsa o iubesc și o respect și îi doresc binele decât niște cășoși de ăștia care s-au găsit acolo trei în cruș și să vorbească lucruri urâte. Și repet încă o dată, tăți și pui de la colțuni ăștia nespălați. Aici se punează și bășești pe gură, bebere și repet asta ani la rând. E clar că în viața lui nu se întâmplă lucruri. E clar că el nu... Nah, shit, my bad brother, I'm sorry. În viața mea chiar nu se întâmplă lucruri, ești nebun. În afară de să deschid camera ta și să vorbesc, nu se întâmplă nimic în viața mea. Deodată nu s-a întâmplat nimic aici, nebun. Nu și asumă responsabilitatea pentru faptul că sunt mizerabil. Și clar că el când vede un om care reușește și care de succes, e clar că el a și frustrat. Clar că el a să înceapă să vă impună și vouă frustrarea asta. Dar voi nu vă dați după capul lui, că vă pozorâți amarnic. Voi puteți încercați să luați, voi ați intrat în regatul ei și încercați să furați. Nu vă dați seama că voi ați intrat pe teritoriul unui. Da, nu, e greu, frate, e greu, omul se vede că... E foarte low IQ, din păcate. N-am cu cine, dar na, putem să ne amuzăm, știi ce zic? Concret, sunteți ușiși, ați intrat pe teritorii străine, meritați și ești ușiși. Așa e, că dacă tu ai casa ta unde ți-ai sedit florile tale, ți-ai făcut acțiuni pozitive și vrei să te bucuri de o armonie și de o pașă, nu se întâmplă așa că intră oricine la tine în ogradă și îți calc floarea și aia sau zici checănina asta nu-mi place sau checănina asta nu-mi place. Noi ne-am înțeles ca societate că noi să ne respectăm și să ne iubim, adică când un om își creează grădina lui, acolo el sădește un copășel, sădește niște flori, sădește... Exact, și ca o societate care ne iubim și ne respectăm și încercăm să devenim mai buni. Nu este normal ca dacă tu vezi ceva ce este ieșit din comun și nu aduce niciun bine societății, ba dimpotrivă, o face să stea pe loc sau să facă doi pași înapoi. Nu este normal ca tu să zici ceva în legătură cu chestia asta și să nu taci? Vă întreb pe voi, chat! Își face un tărâm frumos, își poate face un regat cum sunt eu el prost, mai bine. Nu, păi nu se întâmplă așa că intră cineva la tine în ograda și poate să calci floarea și să nu-ți gândească că tu poți să-i salușezi în ograda ta. Nu se întâmplă că intră cineva la tine în casă și face un bardac cum îi place lui și poate să duc. Nu, asta nu se întâmplă așa. Exact. Și deși atunci, dacă e are mediul ei online, unde ești o creat tărâmul ei, unde ești o creat, s-o adunat cei mai frumoși oameni în jurul ei, vă spun, cu toți oamenii, e că serios vă spun, toți oamenii care scriu sau care o susțin, sunt cei mai frumoși oameni care eu i-am văzut vreodată. Înțelegeți situația, da? Asta e Porsche. Și nu Taycan sau Turbo S sau chestia asta, asta e Porsche-ești din partea voastră, acțiunile astea. Și cred că e timpul să vă treziți și să vă dați seama. Eu vă garantez și ne asum cuvintele astea. La dânsa au fost, este și a și întotdeauna cel mai bine. Ea nu mă crească și nu mă prospere și nu mă progreseze. Eu sunt gata. Doamne ajută, să protejez asta. Bun, chiar. Nimeni nu a zis nimic despre chestia asta. Foarte bine să facă bani, să facă ce vrea ea, dar să nu fie... Poate chiar să spun mie că specimenul este, că chiar specimenul este, cum îl cheam, de sub Red Bull, da? El tot asta a început. Comentariile cele urâte au fost scrise numai și numai din cauza lui. Poate și tu și ai ceva față de Andrei, poate îți place de dânsa în secret și nu știi. Da. Mamă, frate, m-a mai prins. M-ai prins. M-a prins, chat. Oricum n-am femeie, ești nebun, acum am momentul de față. M-a prins. Iar mă gândesc la Andreea Bostănică când mă pun în pat, ești nebun? Ce să pot zic și eu, frate? N-am femeie, mă gândesc la Andreea Bostănică când mă pun în pat. M-a prins, gata. Dar copilul și ăla, copiii și aia, ții și ți-o făcut? Exact, copiii ăia, pentru copiii ăia am făcut videoclipul. Și ți-a făcut copilașul și o trebuie să treacă prin asta și citească. Da, mă, o trebuie copiii să treacă prin asta. Comentariile și ele urâte. Ei, și eu greșit în fața ta, tu i-ai pus pe dânsă să citească așa comentarii. Toți părinții, că toți părinții la copiii și ăia muiană, îi conștientizează că asta tu ești de fapt generatorul la tătă mizerie astea. Și responsabilitatea pe tăt hate-ul ăsta care se întâmplă în jurul Andreea, stă... Da, mă, dar părinții ăia care plâng în pumn și fac credite la bancă ca să-i cumpere copiii de credite la bancă, e departe dusă. Dar cine știe din atâția, poate. Dar părinții ăia, mă, frate, care simt presiunea aia că nu pot să le ofere copiilor ce îi oferă Abdul lui Bostănică. Ăia ce zic? Ha? Numai pischinarea ta n-are nicio legătură absolut cu Andreea. Asta e mizerabilitatea ta. Că neironic mi-a scris cineva pe Instagram... Mi-a scris cineva pe Instagram că avea o colegă de clasă, o fată mi-a scris, o fată, nu știu, de pe a 6-a, 7-a, care are o colegă de clasă care de ziua ei o primit de la părinți un buchet de flori și a încercat să facă videoclipuri ca și Bostănică pe internet ca să pară ca și ea și să zică chestii de alea cu invidioșilor și așa. Neironic, chiar mi-a scris. Care a încercat să o proiecteze asupra la altul. Și neironic, chiar sunt mame, frate, care mi-a scris pe Instagram.
în legătură cu chestia asta. Om, tu ești problema, și asta e durerea ta. Și mizerabilitatea problema, frate, da. Ta. Și faci foarte bine să repari treaba ta. Problematic, tare, eu mă ceam problematic. Tu azi ai smori. Ce ai făcut, ce ești, tu ești până mui, adică eu nici nu trebuie să te ușit, știi, înțelegi? Eu nici nu trebuie să te amenință, nici nu trebuie să până mui, adică eu nici nu trebuie să te ușit, știi, înțelegi? Azi smori. Ce ai făcut, ce ești? Și faci foarte bine să repari situația. Treaba ta. Tu azi smori. Ce ai făcut, ce ești, tu ești până mui, adică tu nici nu trebuie să te ușit, știi, înțelegi? Eu nici nu trebuie să te amenință, nici nu trebuie să asteană. Că băi, să zicem că, blen, să zicem că, uite, că amuia, omenești și bărbătești vorbesc cu tine, da? Pune, băi, că ai făcut o acțiune care eu să am dorința asta să vin să smulg inima din chept și să o mănânc. Și ultimele 30 secunde care mai creierul tău mai are sânge și mai are oxigen în trânsul, ultimul lucru care salvezi tu pe lumea asta, asta și cum fața mea, cum îți rugă-mă inima. Da, să zic când ne-ai trezit sentimentul ăsta să vreau să vin, să te ușit, să te distrug, să te fărăm de tăt. Dar tu nu îi trezești, înțelegi, de la tine pute. La tine pute, acolo sunt de spălat și eu pe tine și... What the fuck? Tu îți dai seama, frate, că cu ce au zis ăsta pe internet aici, literalmente pot să mă duc la poliție, efectiv, cu ei. Cu ei, what the fuck? În 10 metri în apropierea mea nu vreau să te văd. N-aș vrea să stau cu tine. Ești un om antipatic. Ești un om antipatic cu un lifestyle scăzut, cu un lifestyle mizerabil. N-ai tu drept așa să... vorbești în direcția lui așa o domnișoară civilizată și educată și frumoasă. N-ai, absolut, ești lipsit de orice drept. Cuaiu, what the fuck? Ce l-a făcut pe omul ăsta, mă, frate, mă, să zic așa ceva pe internet, ești nebun? Băi, bolnav, neironic, cuaiu, what the fuck? Jeff Bezos, care este miliardar, care a creat Amazonul, care el zi de zi răspunde de sute de milioane de oameni. Deși el nu ar lua și să înșeapă să zic cuvintele lui Andreea Bostănică pe mine mai deranjează. Bă, frate, ești nebun? Tu îți dai seama ce mi-a zis omul ăsta? Practic m-a amenințat grav rău de tot eu, cu chestiile astea. Neironul, eu chiar pot să mă duc să fac plângere la poliție cu ce-a zis ăsta pe internet. Chiar dacă pus era acolo chestia aia la început. Tu îți dai seama prin faptul că eu am făcut un videoclip în detriment pozitiv despre Andreea Bostănică, ăsta mi-a zis chestiile astea. Stai să ne mai uităm încă o dată la ele. Dorința asta să vin să smulg inima din chep. Mizerabilitatea ta care ai încercat să o proiectezi asupra la alt om. Tu ești problema, și asta e durerea ta și e mizerabilitatea ta. Și faci foarte bine să repari situația, treaba ta. Tu azi ai smori. Ce ai făcut, ce ești, tu ești până mui, adică eu nici nu trebuie să te ușit, știi, înțelegi? Eu nici nu trebuie să te amenință, nici nu trebuie să asteană. Că băi, să zicem că, blen, să zicem că, uite, că amuia, omenești și bărbătești vorbesc cu tine, da? Pune, băi, că ai făcut o acțiune care eu să am dorința asta să vin să smulg inima din chept și să o mănânc. Și ultimele 30 secunde care mai creierul tău mai are sânge și mai are oxigen în trânsul. Ultimul lucru care salvezi tu pe lumea asta, asta și cum fața mea, cum îți rugă-mă inima. Da, să zic când ne-ai trezit sentimentul ăsta să vreau să vin să te ușit, să te distrug, să te fărăm de tăt. Dar tu nu îmi trezești, înțelegi, de la tine pute. La tine pute, acolo sunt de spălat, eu pe tine și în 10 metri în apropierea mea nu vreau să te văd. N-aș vrea să stau cu tine. Ești un om antipat. Thank God. Safe chat, thank God. Thank God, nu vreau să vin în 10 metri de mine. Bă, eu chiar nu put, chiar put foarte bine, put sexy rău de tot, frate, dacă mă întreb pe mine. Ce parfum mi-am luat astăzi, mamă. Anastasia, mersi frumos, 25 de foi, thank you. Băi, ești nebun ce-o zis omul ăsta, nu pot să cred așa ceva, deci mie creierul meu în momentul de față, eu trebuie un pic să stau să procesez tot ce s-a întâmplat și tot ce am auzit aici. Un pic trebuie să procesez. Tu-ți dai seama, mă, frate, că omul ăsta, frate, literalmente poate să ia gen dosar penal, neironic, poate să ia dosar penal. Te salut din perspectiva unui lucrător MAI, te sfătuiesc să mergi la cea mai apropiată secție de poliție. Amenințarea cu moartea e de dosar penal. There you go, chat. There you go. Na.
Real, eu aș depune o mică plângere numai așa să-l sperii puțin? Bro, eu cred că omul ăsta a făcut videoclipul ăsta la mișto, îți zic sincer. Îți zic sincer, cred că la mișto a făcut. Nu cred. De fapt, ce pula mea, frate, ești nebun? S-o grămadă de dubioși pe lumea asta, coaie. Dar o zis, dou, că nu vrea să vină la 10 metri de mine. Dar totuși, better safe than sorry, mai știi? Mai știi? Hai să vedem. Un om antipatic, un lifestyle. Mie nu-mi vine să cred, frate, ești nebun, că omul ăsta din toate videoclipurile despre Andreea Bostănică, care literalmente, v-am explicat de teori, nu mai are rost să repet, din toate videoclipurile alea, asta o înțeles el, frate, asta o înțeles și asta e reacția lui față de videoclipurile astea. Vlad, te pup, mersi frumos de membru. Jail Rouse se întâmpla AC. Style scăzut cu un lifestyle mizerabil. Ai n-ai tu dreptul. Iar aici bait. Bă, asta cred și eu, sincer. Vorbești în direcția lui așa o domnișoară civilizată și educată și frumoasă. N-ai, absolut, ești lipsit de orice drept. Și este Jeff Bezos, care este miliardar, care... Ce legătură are Jeff Bezos? Creat Amazonul, care el zi de zi răspunde de sute de milioane de oameni. Și el nu ar... De ce ar zice Jeff Bezos, frate, despre Bostănică, când Jeff Bezos nici măcar nu știe despre existența lui Bostănică? Luaș să înșeapă să zic că cuvintele lui Andreea Bostănică pe mine mă deranjează, sau cuvintele ei cumva... Ca și cum ai zice, bă, frate, exact ca și chestia aia. Când zici, bă, mie nu-mi place, frate, sushi, dar tu n-ai mâncat niciodată sushi. Normal că Jeff Bezos nu vorbește despre Bostănică, că nici nu știe cine e Bostănică. Hai, deranjează pe alți oameni. Dar el v dușenii bală, adică putem să vă și n-l interesează. El are viața lui concentrat. Opa. Stai că s-a blocat videoclipul de la aură, frate, de la prea multă aură. Bro. Pentru să vă și n-l interesează. El are viața lui concentrat pe task-urile lui și n-l interesează. Pentru să și cuvinte și nu și-o spus sau cuvinte la o domnișoară. Tu, e clar că la tine în viața ta nu se întâmplă nic. E clar că tu suferi foarte tare în interior când are ai personalitate. Are rău sufer, sincer zic. Deci nu știi. Viața ta nu se întâmplă nic. E clar că tu suferi foarte tare în interior când ai personalitate și nu știi cum să-ți valorifici numele, nu ai misiune. N-am personalitate, frate, ești nebun? N-am personalitate și sufer și nu știu să-mi valorific numele. N-aduc nicio valoare în societatea asta. Nu ai așa, e clar. Mai ales că n-am personalitate. Sufăr. Ești mort. Sufăr, frate, ești nebun. Stai așa că era și o piesă în legătură cu chestia asta. Stai așa că vă pun aici, uite, piesă, ești nebun. Uite, așa mă simt eu. Așa. Opa. Uite, așa mă simt eu, frate. Așa mă simt eu. Așa mă simt eu. Suflet. În interior și tu încerci, tot gestul ăsta e un strigăt la ajutor. Copiii ăștia sunt fericiți și se bucur de Andreea și nu interesează pe dânșii vopșe câți bani are. Vrei să te rau în brațe, poate să mai treci de suferință, da. Haideți, chat aici. Ajutați-mă că eu sufăr, frate, eu sufăr, neironic, sufăr. Sufăr, stai așa că s-a dus și scaunul. Scaunul fuge de mine, nici scaunul nu vrea să stea lângă mine. Postelor astea le place și îi susțin asta. Sio, tu pe YouTube sau vopșe în public sau astean, numai din cauza la, poate și nu din cauza la Andreea, cu toate că și din cauza la Andreea. În direcția ei tot tare greșit că e. De ce să te expui negativ în direcția ei? Și ce vreau eu să spun asta e din cauza copilașilor și care au văzut comentariile cele urâte din cauza ta. Numai din cauza lor, tu nu mai ai drept să mai apari așa cum ai fost. Ce, versiunea asta ta moare. Tu... Oh, tu... Moare, frate! Tine, tu. Moare, frate, versiunea asta mea, ești nebun? Gata, de astăzi, de mâine, frate, ești nebun, mă vedeți în Nike Tech. Gata, de mâine Nike Tech mă vedeți. Nu, tu nu ești un exemplu bun ca să-ți permiți să pornești așa un val de mizerie. Toată mizeria asta e numai reflecția ta. Și nu te poți urâi, te rog frumos, în fața la oameni civilizați. Sunt cu mult mai mulți oameni civilizați și adecvați și ei nu vor să citească comentariile cele urâte. Ei vor să uite la Andreea pentru că o iubesc și o respect și o apreciază pentru ce și este. Deci nu interesează murdăria și durerea ta. Absolut deloc. Tu trebuie să repari situația asta. Răspunderea chică pe tine, în primul rând. Tăți așa care au făcut, tăți s-au luat după capul tău. Ei nu sunt conștienți cât de mizerabil tu ești în interior. Și de ei poate toate sunt mizerabili în felul lor. Că dacă erau fericiți... Auzi, bă, chat, bă, și voi sunteți mizerabili, bă, chat! Sunteți niște mizerabili cu mine în frunte, eu sunt mizerabilul principal. Tăți suntem niște mizerabili de mâine, mizerabili ne numim, gata.
știți, nu mai făceau videouri despre alți oameni, dar își valorificau personalitatea lor, se gândeau și pot ei să ofere. Noi ca bărbați avem darul ăsta să-L purtăm pe Dumnezeu în interior, avem puterea asta de a dărui, avem puterea asta de a procrea lucruri frumoase, avem necesitatea asta și responsabilitatea. Să vină să mă omori, să scot inima din piept, să mă tragă pe stradă. Da, mă, da. Abilitatea asta de a valorifica și de a transforma societatea numai înspre bine. Ce ești faci voi, asta nu e, asta e... Da, e crazy să zici asta după ce o zis înainte. E crazy. Nu, bă, prostă bla bla bla, înțelegi? Dar bla 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 și nu poate să-și permite. Numai babile este care deja și-au trăit viața lor, care au crescut copii. Măcar am avem swag. Au fost foarte bravo. Și când au ajuns la vârsta astea, că gata de a străiască bătrânețe, că lor, da, lor le se permite așa să stea undeva afară pe scaun și să vorbească bla bla bla, să vorbească bla bla bla, da. Pe dânsile le înțelegem și le respectăm și le mulțumim pentru tot ce au făcut. Și nu-l interesează, dar voi sunteți oameni din prezent pe YouTube. Ah. Voi dreptul ăsta cam n-al aveți, voi irosiți tot bărbătescu pe niște lucruri care nu creează și nu nasc nimic. Și asta e urât și nu se rezumă societatea numai la voi. Ah. Nu vreau să fac amuia că voi stricați societatea și că voi sunteți doar o parte de asta miticuță, nesemnificativă, care pur și simplu nu e Andrei, e omul care crezi că poți. Ca să ne clarificăm. Tot ce ați vorbit voi, comentând autoapărarea lui Andrei, vă spun că asta e o acțiune ilegală la foarte multe nivele. Ilegală? Unde e ilegală? Nici măcar în Moldova nu e ilegală chestia asta. Nici măcar în Moldova nu e ilegal. Ai, fair use-ul se aplică și în Moldova. Faptul ce zici tu public rămâne public pe internet și în Moldova, brother. Momentul și ăla în care, dacă vrei, poți să argumentezi cum Andrei... Nici măcar în Rusia nu cred că e ilegală chestia asta. Că așa, simplu și nu pot să mă pronunț, că nu știu legile din Rusia, dar sigur nu e ilegală chestia asta în Rusia. O reacție... Adică atât timp, dacă nu vorbești despre guvern și așa mai departe, cred că nu e ilegal nici acolo. Normal, Andrei a fost că poate să-ți dai strike. Tu ai făcut 3 videoclipuri pe YouTube, așa, dai un strike, asta e o încălcare gravă. Nu pot să-mi dea strike pentru că videoclipurile mele sunt protejate de o lege... Se numește fair use. Copyright. Dacă ai primit 3 strike-uri, canalul tău e șters automat. Specimenul ăsta, el se încearcă să protejeze, că pare că dacă știi niște propoziții din lege, poate să protejeze și e protejat. Da, așa funcționează. Neironic, legea e lege, frate, și în șanț. Complet pentru ironat. Toată lumea. Knowledge is power. Yeah, knowledge is power. Dacă știi legea, înseamnă că poți să acționezi pe legea respectivă. Seize him. Ah. No. Deci dacă... Fii atent cu chestia asta, ne-o zis, frate, că noi degeaba știm legea și degeaba legea ne protejează pe noi. Pentru că dacă ești din Moldova, înseamnă că ești mai presus de lege. Cut his throat. Stop. Wait. I've changed my mind. Let him go. Power is power. Bă, tot ce am făcut eu în videoclipul ăla și în videoclipul ăsta inclusiv este protejat sub fair use și asta o zic pentru să mă protejez. Chestia asta ce am făcut eu se numește commentary și commentary-ul este protejat sub fair use atât timp cât este transformativ. Și legea asta este atât în Constituția țărilor cât și în terms and conditions de la YouTube. Legea de fair use, el lucrează până într-un moment în care tu faci content transformativ și chestiile astea, dar au fost momente exact. În care tu ai spus că e o persoană de lucruri astea. N-am zis niciodată! Niciodată n-am zis! Care iarăși, care tu prostă ți-ai spus reflexia ta, dar tu ai spus-o de dânsă. Faptul că ai spus... Am zis eu lucruri rele despre Bostănică, chat. Adresate la persoana ei și nu la ce au zis pe internet. Am zis eu vreodată chestia asta. De dânsa poate fi folosit foarte grav. Niciodată, crede-mă, de atât timp pe YouTube știu ce să vorbesc. Dar și mai departe, tot informația care tu ai făcut-o despre Andrei, poate asta de învălit în prisma în care tu ai încercat să faci denigrare de persoană. N-am încercat. În fine, am comentat pe ce o zis ea. Pe vorbele care le-o zis ea, public.
Am în foarte multe detalii, însă vreau să-ți spun că dacă... La fel cum și ăsta au zis că vrea să mă taie și să-mi scoată inima din piept și eu am voie să mă apăr. S-ar ajunge mai departe la lege, canalul tău e mâinii concrete, că canalul tău și-ți cu corpi gheață și primul canal și a doilea canal. Mai departe tu și să îmbli și să încerci să demonstrezi, să trebuiască în primul rând un avocat. Bun. Tu n-ai așa mulți bani, tu dacă decizia ta de mâncare... Uși mă frate că știi asta câți bani am eu, ești nebun? Maru și încă 10 euro. O fi noi mizerabili, dar suntem mizerabili de calitate. Pe bune. Auzi, frate, că știi asta câți bani am eu. Pocket watching, ești nebun? Pocket watching e crazy. De unde știi că n-am avocat bun? De unde știi că n-am cel mai bun avocat? Respect, tot de simplu, îți cumperi un hot dog. Dar nu l-am cumpărat, că l-am făcut eu acasă, sincer, singur l-am făcut acasă. Ui acolo glizi, nebun. E clar că tu nici n-ai să știi, nici n-ai să găsești ce înseamnă. S-a uitat că mi-a făcut hot dog pe live. Mi-a făcut hot dog pe live și a zis că s-a mărât. Am un avocat bun și puternic, dar e pas și permit. E pas și permit un Și eu nu pot să permit un avocat. De unde știi, bă, că nu pot să... De unde știi, frate, ești nebun, că dacă, când ies din casă intru, nu intru în Porsche 911. Nu intru, da. Pula mea. Resursele care le are ei, îi permite să aibă cel mai bun avocat care și-l dorește. Și am momentul să spun că legea nu e ceva solid. Legea e ceva creat de oameni care mereu e mai mult bazat. Gicu, mersi frumos de 25 de cărămiste, pu, bradere. Mersi mult. Și aduce argumente mai convingătoare, același câștigă. Nu este că este cineva drept și cineva greșit, și este... Nu, eu cred că a făcut la mișto neironic, eu cred că a făcut la mișto videoclipul ăsta. Cum se spune spravedliv asta? Nu este egalitate. Nu, mie îmi place de el, neironic, chiar îmi place de el. E Caterinca, omul, e Caterinca. Mie chiar mi-a plăcut mai ales chestia aia când mi-a pus mâini de aicos și picioare de glizi. Și corp de bere, Chișinău. Dar voi n-ați vrea să credeți că există egalitate, nu există. Câștigă și e mai puternic și Andrei are și e mai multă putere în cazul dat. Cât de mizerabil tu ești ca om și ca bărbat, că tu ți-ai permis să le ieși cu alii tale mâinile la o domnișoară de cata stăi. Dar nu, nici nu faci, mă, nu. Na, mi-am permis să-mi las cu alii mele mâinile la o domnișoară. Crazy. Proasta, tu... Putem să ne imaginăm. Crazy. Să nu ne mai batem capul cu toți frustrații. Te-ai vorbit corect. Ei sunt o leacă mai în spate. Mă, no, nu, frate, asta... ești nebun. N-are legătură, mă, frate, ești nebun cu moldovenii aici. Nu înțeleg de ce băiatul ăsta a încercat să facă tot debate-ul ăsta despre români și moldoveni, că nimeni nu a zis literalmente absolut nimica despre moldoveni, frate. Moldovenii sunt oameni, cum suntem și noi oameni, ești nebun. Nu e unul mai prost decât celălalt sau așa. De filmuleț, Andrei, Regina și Red Bull este Little Finger ușeala. Am să știți că eu sunt George R.R. Martin și eu îi decid soarta lui mai departe. Ai mare noroc de bunătatea lui Andrei, în primul rând. Auliu. Și în al doilea rând, cred că te salvează propria ta mizerie, că nimeni nu vrea să lege cu tine și nimeni nu vrea să aibă ceva de face cu tine. Dar eu te anunț și te preîntâmpin, pentru că dacă el nu vrea să-și murdărească mâinile, eu de dragul ei să ne le murdăresc cu tine. Aoleu. Într-un final. Și tu nu vrei să ajungem noi în realitate așa. Mai bine eu îți propun o altă realitate. Mai civilizată și mai argumentată. Cu asta a treia oară sau a patra oară cum oamenii în țară. Ce faci să voi vorbiți că vă faci sărași, că voi sunteți, vă simțiți sărași, că e bogat și chestiile astea? În primul rând vă spun așa ceva, cum un adevăr pur. Care fiecare om adecvat și civilizat să fie de acord cu mine. De fapt, sărăcii nu există. Tot ce vedeți voi pe împrejur, tot, absolut tot, fiecare masă, orice, asta tot e bogăție. Tot absolut e bogăție. Noi suntem înconjurați de bogăție. Viața e o bogăție, viața și e mai mare miracol. Tot ce avem noi, tot putem să numim asta bogăție. Faptul că... Despre ce iepărește acum, că nu-mi dau seama, frate. Acum iepărește despre faptul că dacă ai o acoperiș asupra casei, înseamnă că ești bogat? Da, în pula mea, normal. Normal, în pula mea. Și asta se contrazice complet cu ce zice Andreea Bostănică. Complet se contrazice cu ce zice Andreea Bostănică. Deci tu aperi pe cineva care își bagă practic pula în viața ta și în tot ce însemn tu și faci tu pe lumea asta și ce existi tu pe lumea asta, bă frate. Tu stai seama de chestia asta. Voi în creierul vostru faceți dualitatea asta și permiteți sărășii să trăiască în capul vostru, voi prin asta și o manifestați. Voi vă gândiți la dânsa și o spuneți prin cuvinte și în astea an. Dar asta e problema voastră, cu adevărat. Asta e numai și numai problema voastră.
N-a să apară nimeni să vă educi. Nu e responsabilitatea cuiva să vă facă acțiuni pentru voi sau să vă schimbe gândurile sau să astea. Clar, aveți fiecare noroc, gândește pentru el. Îmi place să câștig măreț. Dacă mă bag undeva, eu îmi place să câștig măreț. Că eu pot să mă bucur numai de câștigul ăsta, eu pot să-i stric lui viața. Pot să fac într-așa mod ca el să fie terminat, da? Pot să fac într-așa mod ca să iau capul cât de la dânsul atunci pot să fie terminat. Și dacă și el terminat, tăți să-ți fug ca stare. Asta e Aulă. Clar ca bună ziua. A da, șaptea oară sau a câta oară? Așa îți prânești că numai eu aș câștiga sau numai Andrei aș câștiga, da? Dar pentru ce îți câștige numai e? Pentru ce e tâmpiților, vă faceți într-așa mod? Voi și ați făcut amun, voi tot ați făcut că câștige numai e. Voi tot puterea voastră și tot asta, voi v-ați sacrificat în numele ei și în numele prosperității. Toată energia asta negativă la dânsa ducă de 10 ori mai pozitivă. Că e tot poate converti ea în val foarte mare. Ireal la ce moi, mi se pare ireal la ce moi și ce ascult, frate, ireal. Toate acțiunile, tot ce ați făcut voi, ai venit la circ. Și deși zic că voi v-ați sacrificat și i-ați dat așa de atât, voi n-ați făcut asta din iubire. Când faci un gest din dragoste și din iubire, de unde ai, de unde n-al dai, tu al dai și la tine mai apare și mai apare și mai apare. Cât mai mult dai, cu atât mai mult ai. Mai dai, Robert, mai dai. Frunzenație. Voi ați încercat numai să-ți suați. Stai să auzim ce zice până la final. Fără că să observați că de fapt voi v-ați sacrificat. Dă-i strike, nu o să-i dau strike, man. De ce să-i dau strike? Ești nebun? N-am de ce să-i dau strike. Eu oricum tot cred că videoclipul ăsta e pamflet, neironic. Eu cred că e pamflet, cred că e făcut la mișto. E penibil. Serios, e penibil. Eu tot pot să câștig amul pe seama voastră. Așa el, practic, o sărit la mine în gură. Adică el e vulnerabil, el sângerează. El e o pradă mega ușoară. Dânsul s-a distrus moral și s-a lăsat ea ia ca așa. Dar prostă eu mortășuni nu mănânc. El a intrat mort în joaca asta de-amă. În fine, de asta spun pe bine că el, faptul că e mort, faptul că a murit, îi dă posibilitatea să renască și să renască un alt om. Și voi tot trebuie să ești anul. A să încerc amuia să fac din... Îți promit, frate, că de mâine alt om o să fiu. Neironic, îți promit. Cum te cheamă? Iliuha, bro. Iliuha, îți promit că de mâine, frate, alt om o să fiu. Tot asta, într-așa mod, să câștigăm tăți. De atâtea că câștigul meu măreț, nu e atunci când câștig numai eu. Eu consider un câștig măreț când câștigăm tăți ca societate și ca națiune. Ia că când câștigăm tăța, că ta este câștigul. Ca pasărea, Phoenix-ul. Ca Phoenix-ul să mă râd. Așa uite, să-mi fac aripile așa. Și o să zbor din cenușă, să mă renasc un alt om. Îți promit. Este nu-i deja legat de mine, este legat de noi ca societate și legat de omenire în sine. Mi-am rezervat o porțiune de timp ca să fiu sigur că o să iau și mai bună decizie. Eu am promis o decizie în care noi toți vom câștiga ca societate, dar vrei nu vrei, Red Bull acesta va fi terminat. Toate acțiunile care le-a făcut acest Red Bull nu se supun iertării. Amuia, mă adresez la tine, Red Bull. Ca tu, animală, să simți consecințele la vorbele și la acțiunile tale, ca tu să înțelegi consecințele la acțiunile care tu le-ai făcut, eu o să folosesc tot împotriva ta. Tu, în primul rând, te-ai băgat în viața personală la o domnișoară. Tu iei număra banii, iei învățat. Ce mai am numărat, mă, bolă? Și să fac, cum să fac, unii să nu-ți duc, unii să duc. Te-ai băgat, concret, te-ai băgat în viața personală a unui om și ți-ai expus opinia ta mizerabilă. Amu, eu ce totuși... viață personală, că a fost publică pe internet, mă, bolă? Să încerc să mă bag în viața ta și să-ți arăt cum poți tu să simți în urma la așa o decizie. Precum tu ai făcut speculații despre Andreea, fix așa și noi putem să speculăm un lucru despre tine. Când tu te-ai născut, nimeni din noi nu a fost acolo, înțelegi? Așa. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat. Poți mai și taică-meu. Un mic număr de oameni care au fost acolo. Dar poți mai că mai și taică-meu. Și budică, mai și budicul meu. Nu din știi, dar poate tu ești un avort eșuat. Nu sunt avort eșuat, sunt copil vrut și crescut incredibil de bine. Într-adevăr, tu ești un avort eșuat, care pe tine nimeni nu te-a vrut pe lumea asta, dar tu cumva ai apărut. Și trăiești și încerci să strigi viața la alți oameni. Trăiești o viață mizerabilă. Chiar deloc de mizerabilă viața mea, sincer îți zic. Lipsită de dragoste și Doamne ferești. De dragoste, am părinți, am avut părinți toată viața mea și iubesc și ei pe mine. Putem să speculăm și să spunem că tu ești un avort eșuat. Dacă să vorbim lucrurile astea și să le repetem mai mulți oameni, într-un final tăți să-ți creadă că tu într-adevăr poți și un avort eșuat. Și nimeni n-a să știe, e drept asta sau nu e drept. Amuia, mă adresez oamenilor. Eu înțeleg că probabil vă creează un disconfort cuvânt și vă pare că am mers prea departe, dar nu. Tot haterii români, tot anume porțiunea asta de oameni, au fost cei care ne-au scris cuvântul ăsta în comentarii. Până ei sunt... Mersi.
Toți românii, frate, de la primul la ultimul român, frate, au zis chestia asta, de la primul la ultimul român. Eu niciodată în viața mea n-am știut că există așa cuvânt. Și amu eu îl folosesc împotriva voastră. Să vedeți cum sunt așa cuvinte când le spui la un om. Care e cuvântul? Le simțiți. Vreau concret să conștientizăm gravitatea la acțiunea care a pornit omul ăsta. El a făcut bullying foarte, foarte mizerabil și foarte absolut deloc nu a fost bullying. Vă înțelegeți? Dacă absolut deloc nu a fost bullying. Andreea, mâine poate să se întâmple fix așa cu copilul vostru. Vă înțelegeți? Copiii voștri poate să ducă la școală și să-i urmeze exemplul lui și să înceapă a vorbi și să facă bullying față de copiii voștri. Vă înțelegeți? Sunt și pericol el ne-a băgat pe noi ca oameni. Vouă chiar nu vă pasă de viitorul nostru. What? Vouă chiar nu vă pasă de viitorul copiilor noștri. Bă, frate, ăsta vrea să candideze la primar sau ce? Ăsta vrea să candideze la primar sau ce pula mea, mă, frate, mă? Că zici că e din asta campanie electorală, coaie. Vă pasă de prezentul care se întâmplă în momentul actual și de comentariile astea, mii de comentarii mizerabili care au apărut numai și numai din cauza lui omul ăsta și la acțiunile lui. Repet încă o dată, toți copiii și ei care au citit comentariile cele, le-au citit numai și numai din cauza că el a pornit. Tot hate-ul ăsta și tot urățenia astea. Cred ferm și încrezut că lui trebuie de interzis dreptul de a mai posta video pe internet. Eu cred că el e lipsit de orice drepturi să mai manifeste sau să mai expună în mediul online. Și vă explic de ce. Un om poate să greșească odată și noi putem să alertăm. Când un om greșește odată, noi putem să alertăm. Deci am greșit că am făcut videoclipul ăla. Da, asta e omenește. Mai mulți din noi au greșit. Dar de-am când un om greșește a doua oară, măi și trebuie să cauți tare, tare adânc și tare, tare. Bă, este un YouTuber, frate, care a avut un proces de genul legat în legătură cu videoclipurile pe care le-a făcut. YouTuberul ăla se numește H33, acum este dogshit YouTuberul respectiv, dar mai de mult, frate, chiar era destul de relevant YouTuberul respectiv. Și a avut un proces în legătură cu un om care tot așa i-a dat strike la videoclipurile lui pe nedrept, pe care le-a făcut despre el, despre omul respectiv și după un an, parcă a durat procesul sau nu mai țin minte, o câștigat H33 și o câștigat detașat cu o grămadă de compensații. Are dumnezeiești. Ștefan Liviu, fratele meu, respect Ștefan Liviu. Uiteți cu tine să găsești puterea de a-l ierta. Că el a greșit și a doua... Votați că am zis pe când președintele, nu ai crezi. Dacă omul a greșit a treia oară, gata, e s-o. Sio, el a greșit de 3 ori. Dânsul nu spate de alertat, gata. El a putut și iertat de la prima dată. Dacă el a greșit și a doua oară, de-am. Dar dacă omul a greșit a 3 oară, gata. Răspunsul meu pentru Andreea Bostănică e faptul că eu au făcut videoclip și eu am dreptul să răspund, nu să mă apăr. Sio, el a greșit de 3 ori. Dânsul nu spate de alertat, gata. El a putut și iertat de la prima dată dacă își cere scuze pentru ce a făcut. El a continuat și a continuat și a continuat. Cer scuze, Iliuha. Și nu mai arătăm încă videourile pe doilea canal al lui. Gata, noi nu trebuie să-i oferim lui nicio șansă, absolut. Dacă el pe noi ne-a pus să alegem între copiii noștri, între sănătatea mentală a copiilor noștri și viitorul lor și starea lor de bine, sau să-i dăm lui voie să riscăm să-i dăm voie lui să mai posteze videouri. Dar eu cred că riscul ăsta văpșe nu se merită. La frumos wanted lipit de pe acolo. Să știi. Sca aia din One Piece, frate, ești nebun. Eu cred că noi nu putem să riscăm cu sănătatea mentală a copiilor noștri cu așa o mizerabilitate. Din acest motiv, capul Red Bull e în mâinile mele, moia. Vreau să vizualizați și vă imaginați momentul ăsta, capul Red Bull în mâinile mele. Pentru provocarea unui bullying masiv pe internet și pentru generarea unui val de ură și mizerabilitate împotriva unui om, pentru organizarea unui grup criminal organizat de a... Cred CAI Flyer 2 Most Wanted Libet P. Acolo. Îs capul mafiei, ești prost? Îs capul mafiei, chat. Red Mafia, coaie, de acum așa ne numim. Red Mafia. Gata. Gata, frate, ești nebun. Red Mafia. Red Mafia. De acum încolo așa ne numim, chat. Red Mafia. Suntem noi. S-au născut astăzi. De la Obloc ăsta s-au născut, frate, ești nebun. Red Mafia. Răzvan, te pup, mersi frumos de membru. Ați derbidei cald de dânsul și pentru faptul că milioanele de oameni și copiii noștri au văzut toate lucrurile astea urâte și au fost nevoiți să citească lucrurile astea urâte, Red Bull este condamnat la moarte digitală. Eu te ia capul! A murit cea gata, atâta a fost.
50 de cărămizi de la mărușchi ăsta cu să nu lăsăm copiii cu specimene genul se referă la el și... Nu, la mine, frate, ești nebun. N-a chat. Ujur, și-o aruncat, frate, uite ce nervos ești, nebun. Na, eu cred că e la mișto, dar mi-a plăcut videoclipul. Cred că e la mișto, neironic. Oșin n-ați fi de acord cu asta să fie văzut ca o declarație de război. Și consecințele nu se vor lăsa așteptate. Ca să facem noi o mică recapitulare. Dacă privim noi rațional și privim cu ochii deschiși și cu mintea iluminată, mistuchii cu Dumnezeu în suflet, dacă privim noi situația asta și ne dăm atent cum s-au întâmplat lucrurile, Andreea și-a trăit viața așa cum a vrut, creindu-mi frumusețe și emoții pozitive din urma ei. Și ei că s-a băgat cineva în viața ei personală și-a creat un val masiv. Bă, frate, deci neironic, frate, dacă la finalul videoclipului o să zic că toată asta a fost la mișto și din astea, deci neironic, frate, shout-out de la băiatul ăsta, să-i dăm tot subscribe că au făcut o narativă din asta incredibilă. Dar asta au fost niște aberații, niște iluzii create anume de oamenii ăștia. Nu a fost problemă, nu a apărut nimeni să spună că acțiunile lui Andreea cumva le-a stricat lor viața sau cumva ceva le-a făcut. Nimeni nu a apărut. A apărut numai ei de care se mare, mersi frumos de donație. Ar putea să facă ceva. Rest adică, peace, bestie, iluziile lor, adică. La fel ca și iluziile. Acțiunile lui mersi frumos să fac ceva, adică când am înăiat prin competition de mai opponent is Iliuha, bro. Iluzii lor, adică ai pierdut instant, frate, ești nebun? La fel ca și iluzia cum acela poate fi un avort ieșuat, fix așa și ei au creat iluzii de este absolut lipsite de orice sens. Nu a fost iluzie. Toți copiii noștri, toți oamenii civilizați și adecvați au fost nevoit să vadă tot valul ăsta de mizerie care a fost creată ca de un grup de oameni nesimțiți. Să vă aduc aminte, ei copilul cuiva. E sora cuiva și e poate pe viitor e mama cuiva. Ne-am înțeles. Eu sper că noi ne-am clarificat destul de clar cu acest moment. Și pentru motherfucker-ul ăla, motherfucker-ul ce era? Cu strike sau fără strike, tu ești terminat. Game is game. But for you, motherfucker, game is fucking over. What? Asta-i. Vă pup pe toți. Vă iubesc și vă doresc tot ce e mai bun. Și haideți să trăim într-un mediu civilizat și organizat în care oamenii se iubesc și se respectă reciproc și se susțin și se încurajează. Eu sunt Iliuha, bro. Toată lumea îi face fanpage fetei ăsteia for some reason, nu știu de ce, pentru că nu prea ai ce să vezi la ea, gen. Bă, frate, vreau să fiu ca Andreea Bosnică. Ce face Andreea Bosnică? Nu face nimic. I loved you. Oh. More than anyone. And yet you betrayed me. Ce-i pumpkin? Ce înseamnă pumpkin? N-ai, Liuca. Bro, n-ai voie să arăți așa ceva pe internet. Bro. Că n-am voie să mă uit la astea, gen. Hashtag Red Bull e cancelled. Na, chat, am belit pula, pe scurt. Eu sunt Iliuha, bro. Stop yapping. That's light pentru mine, chat. Și da să nu iu Lil Bro 10 IQ dacă era o persoană. Bă, nu vă bateți, mă, nu intrați, bă, pe canalul lui să ziceți căcaturi.